Zăpada scârție sub greutatea săniilor. Râsete condimentate cu multă gălăgie au umplut câteva ulițe, iar aroma de vin fiert te îmbie la distracție. O pârtie improvizată adună o bună parte din locuitorii satului Costești la cea mai tare distracție pe timp de iarnă. Localnicii din Gârlea, așa obișnuiesc aceștia să numească o anumită zonă din sat, și-au făcut o tradiție și chiar de la prima zăpadă ies cu mic cu mare la Săniuș, unde obișnuiesc să-și petrească serile geroase. Когда выпадает снег, жители села Костежд собираются вместе по вечерам, от мала до велика, чтобы покататься на санках. А еще взрослые готовят извар и шашлыки. Присоединимся к ним и мы. Поехали! Localnicii spun că nu curăță aici zăpada și nici nu presoară dealul cu nisip, deoarece anume aici localnicii se distrează când ninge. Cât este zăpadă, serile din această zonă a satului devin gălăgioase și aromate. Tinerii spun că își iau aici doza de adrenalină. Este mult mai bine să te distrezi la Săniuș decât să stai acasă, spun ei. Place foarte tare că a fost păstrat bine drumul, nu a pus nisip, nu a lăsat mașinile să treacă, special pentru băieți ca mine sau fete să treacă să dea cu Sania. Eudochia crede că vârsta nu este un impediment pentru o porție bună de distracție. De la mic la mare, de la mic până la vârsta care s-o coate că spate da cu Sania. Și dumneavoastră îți place? Foarte, foarte. Eu sunt fanată de Săniuș. La mine primesc o satisfacție. Foarte bine și suntem mulțumiți de zăpada care ne-a dat Domnul, tăman în zilele sfinte, în zilele de Crăciun. Suntem foarte mulțumiți și noi savurăm aceste zile. După distracție, localnicii se încălzesc cu vin fiert, dar și cu frigărui, sarmale și plăcinte. Am făcut o gură de izvar, o gură de pâine, o sarmală, niște plășinte, toate cele. Și ne bucurăm de băieții care ne strâng și au venit la noi din Mahala la Săniuș. Izvar, plăcinte, sarmăluță, plăcintă, avem, ne-am gătit așa, pentru care sunt prezenți să guste din bucatele noastre, cât și de puțin. Și bie și izvar? Desigur, după vreo câteva ore aici în frig trebuie leac din căzut. Când cei mici pleacă acasă după ce s-au distrat pe cinste, localnicii rămân până la miezul nopții pentru a savura la maxim puținele zile cu zăpadă. Dar noi după și azi îi mai cinstim așa câte o cănuță de izvar, azi începe, că de chiar început amul, la noi azi continui până la orele 12, nu se termină așa.